copil obișnuit cu vise mari și aspirații înalte. Dorin Schimbov, originar din Chișinău, s-a născut într-o familie în care tatăl era preocupat de medicină, iar mama muncitoare. În perioada adolescenței acumulase diverse titluri municipale și premii naționale. Am început să practic sportul de la 12 ani. Sportul de performanță am înțeles că îl pot face, deoarece la 17-18 ani deja eram maestru în sport. Având succes în diverse competiții la nivel național, Dorin a decis în 2002 să meargă mai departe, încercându-și puterile la campionatul european de powerlifting, unde a câștigat, devenind campion european. După performanțele care le-am avut câștigând Europa, campionatul Europei la powerlifting, am fost matriculat la Academie de Poliție. Desigur că am mers mai departe, a fost performanțe și mai mari, am câștigat campionatul lumii. Cu modestie, Dorin vorbește despre performanțele în sport, însă anume el în 2003 a adus gloria mondială Republicii Moldova, câștigând campionatul lumii la Sankt Petersburg, pregătindu-se deja pentru a participa la Olimpiadă. Desigur că îți place și îmi place în permanent să fii o persoană primă. Atunci când câștigi, te simți lucrul acesta. Dar se oprește până seara. Până seara, deoarece seara te întâlnești cu prietenii, te întâlnești cu medalia aceea sau cu cupa. Nu știu, împlinirea aceasta este pe o zi. Un prieten de-al meu m-a invitat la biserică și am acceptat, am mers, mi-a plăcut. Încă nu înțelegeam posibil că tot, că mergeam la biserică ortodoxă și mergeam și la biserica pentecostală Philadelphia. Cea mai interesant că mergeam dimineața, mă duceam la ortodox și după ce se termina, veneam aici, timpul îmi permitea. Fiind sportiv, mergeam la biserică atunci când aveam competiții. În curând, Dorin a ales să-L urmeze pe Domnul în mod sincer, începând o viață dependentă de Dumnezeu în totalitate, la competiții și în afara lor. De când l-am întâlnit pe Domnul, m-am schimbat total. Fiind sportiv de performanță, nu puteam pierde. Nu putea fi a doilea. Acesta, practic, a fost și un motiv să lepăd sportul, că nu înțelegeam că pot fi a doilea. La moment sunt antrenor, am copii de performanță, deja am copii care sunt maestri în sport. Am ținut neapărat să aflăm ce este fericirea pentru un campion de talie mondială. În lumea mondială, fericirea înseamnă a avea totul, avea o casă, avea o mașină, avea bani. Fericirea mea este alături de Domnul, mai aproape de Dumnezeu. Îmi pun încrederea în El și cred că Domnul este în inima mea și este în viața mea și El mă binecuvântează și mă ajută în totul ce fac și ce pot să fac. Chiar dacă am câștigat trofee mondiale, am înțeles că mi era sufletul pierdut. Eu mi-am găsit fericirea, dar tu?